Tot într-un context al Evangheliei, unde Pavel spune că este puterea lui Dumnezeu. Unii o consideră într-un fel sau altul, dar este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. 1 Corinteni 2 cu 14 spune așa. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. În context este Evanghelia. Omul firesc nu primește Evanghelia. Nu sunteți convins de asta? Du-te și fă evanghelizare. Dacă ai crede că omul firesc primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu sau Evanghelia, ai face evanghelizare în fiecare zi. În fiecare zi face. Ai avea un curaj, domnule, știu că ăștia primesc toți, mă. Numai trebuie să mă duc până aici să le spun vestea. Nu, tu știi că nu primesc. Dar unii, de dragul teoriei, spun, nu, că omul poate, că... Nu. Auziți, omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu. De ce? Că și pentru el sunt o... De ce să le primească? Cum să le primească dacă el le consideră o nebunie? Și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate? Tu îi spui Evanghelia și el se uită la tine, poate e prietenul tău. Zic, bă, ce prostie îi spuneți. Bă, să un băiat inteligent. Cum poți să creadă ăsta enormitățile astea? Păi, alții au curaj să spun, bă, băiatule, uite, chiar ești prietenul meu. Cum poți să crezi în anul 2017 chestii din astea, bă, tată? Dar tu auzi ce spui, tu îmi spui mie. Imaginați-vă cum un om care a fost omorât pentru o revoltă, dar vorbind omenește, este mântuitorul nostru. Serios? Pavel spune, nebunia propovăduirii crucii, asta aduce mântuire. Da, domnule, exact asta predicăm noi, ați nimerit-o. Exact asta spunem noi. Omul îi se pare o nebunie, zice, nici nu poate înțelege așa ceva. De ce? Pentru că trebuie judecat duhovnicește. Deci el nu trebuie să fie activat de harul prealabil. El trebuie să devină duhovnicesc. Nu să aibă parte de harul prealabil, să devină duhovnicesc. Să devină duhovnicesc.